noi putem să cunoaștem mai multe localuri acolo unde avem nerespectarea legii, fiindcă doar unii singuri, cei de la Centrul de Sănătate Publică, chiar nu putem face față, fiindcă să implementăm această lege calitativă, doar un singur actor, deci nu este actor în legea aceasta, doar toți împreună, întreaga societate, toate persoanele, și mă bucur mult pentru voluntariat, căci când am auzit că sunt și voluntari care vin să ne ajute, chiar m-am bucurat foarte mult. Specialiștii din centru, când ies la sesizarea care este, la agentul economic se vede deja, se examinează, de multe ori găsim scrumiere, găsim că nu îi sunt afișate, deci semnul unic care este fumatul interzis, și atunci se întocmește un proces verbal de constatare, de examinare. De fapt, noi până acum am practicat persoana responsabilă, ori administratorul localului, ori o persoană, juristul localului, pe care se întocmește acest proces verbal pe persoană juridică. Se poate de întocmit proces contravențional care este de 90.000 de lei amenda și sistarea activității până la 6 luni. Noi aceste 4 luni am lucrat spre educarea populației, n-am sistat nicio activitate. Am întocmit doar procese verbale, am stabilit amenzi în sumă de 48.800 de lei în total, fiindcă am vrut să fim, deci, mai mult cu scop de educație decât de a pedepsi. Ca să anticipez discuțiile despre voluntariat, ar trebui să spun că acum pe sistemul MAI se implementează un exercițiu sau se implementează acea politică a poliției comunitare sau poliției orientate spre societate. Acest experiment, acest program pilot este desfășurat în patru la momentul localități, a cincea regiune va fi Găgăuzea, Unitatea Administrativă Teritorială Găgăuzea. La moment aceste politici se desfășoară în patru raioane, Inspectoratul de Poliție Buiucani al municipiului Chișinău, Raionul Anenii Noi, Raionul Sângerei și, dacă nu greșesc, Cahul. Din datele de care dispunem astăzi, reiese că acest experiment este unul de succes, iar după o perioadă de timp, toată experiența va fi unificată și va fi aplicabilă pentru tot teritoriul țării, pentru absolut fiecare localitate. Ne-am propus și, în primul rând, în această perioadă, am desfășurat activități de sensibilizare și informare, cât a agenților economici, atât și a grupurilor de cetățeni. Focus grupurilor au fost și tineri, au fost și diferite categorii, angajați anumitor instituții, pentru că aceste restricții acoperă și acest segment, deci la locul de muncă, în spațiile de desfășurare activității zilnice, unui cetățean este ocupat cu munca. În acest sens, deci vreau să vă zic că măsurile care le-am aplicat și faptele constatate, vorbesc de o cifră de peste 1380 de cazuri care poliția le-a identificat, le-a depistat și le-a documentat cu aplicarea măsurilor de constrângere sancțiunile pecuniare. Bineînțeles că acei cetățeni care au dat dovadă de respect și s-au conformat observațiilor făcute de polițiști, am încercat să facem acel schimb de dialog și respectiv să ne limităm și chiar cu avertismente făcute public, în acest sens ca cât de cât să avem și o poziție a comunității, deci de a deveni conștient și responsabil și altfel să extindă acest mesaj și către prietenii săi, către toți cei care îi înconjoară. Vom veni și pe aspectul de voluntariat, pentru că aici, noi de multe ori vorbim că autoritatea publică, funcționarul public, cum a menționat și domnul viceministru, nu va reuși de fiecare dată să facă cu excelență acele sarcini sau acele activități dacă nu vom fi sprijiniți, nu vom fi oferiți cu ajutor din partea membrilor activi, și atunci este o altă posibilitate de a extinde rețeaua de mesageri
este altfel perceput din partea cetățeanului când alt membru al comunității deci se impune în această situație și vom exclude și vom eradica deci acea apreciere din partea comunității că poliția este doar acel organ care este cu interesat să constrângă sau să aplice anumite sancțiuni și respectiv nu ar avea interesul sau problema cetățeanului.